Nu e un secret precum că corpul feminin se deosebește de cel masculin, însă există un număr incredibil de factori uimitor despre care nu știu nici femeile. De ce ele au nevoie de aceste gropițe în partea de jos a spatelui? De ce degetul arătător e mai lung decât a bărbaților? Acesta și multe altele le vom povesti în videoul de astăzi, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Hai să începem cu un experiment, rezultatul căruia te va șoca. Relaxează mâna și pune-o cu palma în jos pe masă, picior sau altă suprafață. Dacă degetul arătător e mai lung decât degetul indice, cel mai probabil ești femeie. Dacă invers, degetul indice e mai lung decât cel arătător, ești bărbat. Pune un like dacă a coincis. E una din multele deosebiri a corpului feminin de cel masculin. Desigur că mai sunt și excepții, nu îți face griji, dar fii de acord, informația e bine cunoscută. Însă tu nici nu ai încercat să verifici. Un fapt scurt. Bărbații sunt mai predispuși practic la toate bolile de pe planetă decât femeile. Posibil din acest motiv, în multe țări, durata de viață a femeilor e mai mare. Chiar dacă numărul organelor vitale și la femei și la bărbați e egal, ele au o deosebire mare. În medie, inima și plămânii femeilor sunt mai mici decât a bărbaților. Însă femeile au cu ce răspunde. Ficatul, stomacul și rinichii femeilor sunt mai mari decât a bărbaților. Pe lângă asta, tensiunea arterială e mai scăzută, iar bătăile inimii mai mari. Femeile suportă considerabil mai greu temperaturile scăzute decât bărbații. Posibil asta explică de ce femeile iubesc blănurile. Majoritatea oamenilor consideră că bărbații sunt mai puternici decât femeile la nivel fizic. Așa se crede deoarece mușchii lor de obicei sunt mai mari. Însă, de fapt, totul nu e chiar așa. Mușchii femeilor sunt mai rezistenți, obosesc mai încet, se restabilesc mai rapid și cantitatea antrenamentelor nu are nimic cu asta. Așa e natura femeilor. Pe planetă nu există nicio femeie a cărui sân stâng și drept este egal și se diferențiază atât după formă cât și după mărime. Căderea părului e un proces normal. Pentru a se regenera, trebuie să cadă într-o cantitate nesemnificativă. Însă tu nici nu ți-ai imaginat că un fir de păr poate trăi pe capul femeii 7 ani și cădea după. Pe alte părți ale corpului femeii, firele de păr trăiesc maxim 3 săptămâni. La bărbați, grăsimea se depune în primul rând pe burtă, iar la femei pe fese și coapse. În același timp, nivelul de grăsime în organismul feminin e mai mare decât în cel masculin. Dragostea femeilor pentru tot ce e roșu vine din natură. Doamnele, în comparație cu bărbații, adoră hainele roșii. Oamenii de știință au aflat de ce. De vină e un anumit tip de mutații de gene care face ca femeile să deosebească mai multe culori de roșu decât bărbații. Însă, fenomenul dat se atribuie doar la 40%. Dacă ești de genul feminin și nu-ți place această culoare, la fel e ceva normal. Apropo, scrie-ne în comentarii care este culoarea ta preferată, să vedem care este cea mai populară. Bărbații și femeile văd lumea diferit. Vorbim acum despre funcționarea ochilor și vederii. Femeile văd mai bine în întuneric, memorează mai bine imaginile, ba chiar clipesc de două ori mai des. Însă bărbații sunt capabili să vadă la distanțe mai mari, iar în rândul bărbaților sunt de 10 ori mai mulți bărbați cu daltonism. Și femeile și bărbații au gropițe în partea de jos a spatelui, însă se numesc gropițele Venerei, din cauza că cel mai des se evidențiază anume la femei. Cu câțiva ani în urmă, această parte a corpului a devenit populară datorită utilizatorilor de Instagram. Multe fete se interesau cum poți să obții astfel de gropițe. Răspunsul este aproape nicicum. Acest detaliu al corpului depinde de construcția oaselor, iar asta e individual. Desigur, poate ajuta o operație plastică, dar nu credem că se merită. Femeile ard caloriile cu mult mai încet decât bărbații. Poate că din acest motiv femeile slăbesc cu mult mai greu și ele își fac mai multe griji în acest sens. Femeile din născare se tem foarte mult de șerpi și păianjeni. Probabil toți au observat că fetițele se sperie mai rapid de insecte decât băieții. Oamenii de știință din Universitatea Carnegie au aflat de ce se întâmplă asta. Ei au făcut un experiment cu prezența copiilor de un an.
Lor le arătau pe rând pe păianjeni. În cadrul experimentului s-a aflat că fetele au privit mai mult pozele oamenilor decât a păianjenilor, iar băieții privesc ambele imagini aceeași perioadă de timp. Cercetătorii au presupus că din cauza instinctului matern, fetițele se tem de insecte care pot provoca rău copiilor lor pe viitor. Dragostea femeilor față de parfumuri la fel poate fi explicată științific și totul din cauza hormonelor. Femeile sunt mai sensibile la mirosuri decât bărbații. Anume de asta sunt atât de multe femei în magazinele de parfumuri. Doamnele sunt capabile să prindă mirosurile cunoscute chiar și în concentrație minimă. Oamenii de știință presupun că capătă această calitate doar în adolescență și o pierd în menopauză. E legat de organismul uman. Femeile citesc mai bine informația de pe față. Există o ramură specială a științei care încearcă să afle emoțiile și gândurile oamenilor datorită celor mai mici mișcări a feței și femeile se isprăvesc mai bine cu această sarcină. Ele o fac mai efectiv de la natură. Din acest motiv, doamnele sunt mai empatice și înțeleg emoțiile interlocutorului. La fel, memoria fețelor e mai dezvoltată. Bărbații plâng mai rar, nu din cauza că sunt duri și mai puțin emoționali. Pur și simplu, inițial, femeile sunt mai predispuse să plângă. Minim, așa crede omul de știință american William Frey. El a concluzionat că femeile plâng de două ori mai mult ca bărbații din două motive. Unul, glandele lor sunt mai mari ca la bărbați. Doi, în organismul femeilor sunt mai mulți hormoni de prolactin și anume el răspunde de cantitatea lacrimilor. O trăsătură deosebită dintre bărbați și femeie l-ar reprezenta mărul lui Adam. La bărbați e mai evidențiat. Se întâmplă din cauza că aparatul vocal la bărbați ocupă mai mult loc decât la femei. Femeile sunt interlocutori cu mult mai atenți. După cum se știe, creierul nostru constă din două emisfere. Fiecare din ele răspunde de un anumit set de acțiuni. Oamenii de știință din Universitatea Indiană a făcut o cercetare interesantă. În cadrul experimentului s-a aflat când bărbații ascultă cărți audio, în cazul lor e implicată doar emisfera stângă, care răspunde de vorbire și perceperea informațiilor auzite. În timp ce femeile utilizează ambele emisfere când ascultă, adică și a doua care răspunde de creativitate. Reprezentanții ambelor sexe ajung la o greutate egală a oaselor la vârsta de 30 de ani, iar după 40 oasele pierd în greutate, însă la femei procesul are loc mai repede ca la bărbați. Anume de aceea, ele trebuie să consume mai mult calciu. Pielea feminină îmbătrânește mai repede decât cea masculină, totul din cauza colagenului care răspunde inclusiv de elasticitate. Din cauza schimbărilor hormonale, cantitatea de colagen la femei se micșorează odată cu vârsta, în comparație cu bărbații. Însă, indiferent de asta, pe poze, femeile arată mai bine și nu e din cauza make-up-ului. Pielea bărbaților e mai groasă și ridurile sunt mai accentuate. Asta influențează perceperea vârstei omului dintr-o parte. Procentul de grăsime din organismul femeilor e cu 10% mai mare decât a bărbaților. Asta e legat de sistemul reproductiv. Dacă el nu funcționează bine la femei, cel mai des este lipsă de grăsime în organism. Diferența dintre corpul masculin și feminin ține și de oase. La bărbați, ele sunt mai puternice și mai mari. Asta ține de asemenea de legamente și tendoane. Pe lângă asta, se deosebește și scheletul, anume de asta femeile au șolduri mai late. Oasele faciale și barba e mai mică, la fel picioarele și trunchiul mai scurt ca la bărbați. Nu e un secret că bărbații sunt mai zdraveni, în mediu cu 10%. Asta se vede chiar din născare. Băieții sunt mai mari ca fetițele. Femeile au nevoie de mai puține calorii. După cum am aflat, bărbații au masa musculară mai mare, metabolism mai rapid, sunt mai înalți, de aceea trebuie să consume mai multe calorii pe parcursul zilei. Pe parcursul vieții, ambele sexe au nevoie de aceeași cantitate de vitamina D, însă cu vârsta, necesitatea femeilor crește. După cum am mai spus, când femeile devin mai mature, au nevoie de mai mult calciu, iar pentru ca organismul să-l absoarbă, e nevoie de vitamina D. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce gen sunteți, feminin sau masculin. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la like!